Vasile Blaga este cel de-al doilea candidat la șefia PDL care a venit să-și prezinte moțiunea în fața organizației de la Gorj. Vizita secretarului general al PDL a fost diferită de cea a lui Teodor Paleologu de săptămâna trecută, deoarece nu a acceptat ca presa să fie prezentă la dezbaterea moțiunii. După întâlnirea cu democrat-liberalii gorjeni, Blaga s-a arătat convins că va câștiga șefia partidului. Am avut o întâlnire extrem de plăcută și cu organizația de la Gorj. Au participat un număr impresionant de colegi, chiar mai mulți decât colegiul director județean. A fost, așa cum facem de obicei, și o sesiune de întrebări din partea colegilor și eu cred că plecăm cu un optimism serios de la Cătușul. Vasile Blaga nu s-a arătat dezamăgit de faptul că nu are susținerea președintelui Traian Băsescu și s-a abținut de la orice fel de comentarii la adresa lui Boc și a lui Băsescu în fața camerelor. Cu toate acestea, în cadrul ședinței cu democrat-liberalii gorjeni, acesta a scos în evidență că există două tabere în interiorul Partidului Democrat-Liberal. Domnul președinte nu a făcut o declarație de susținere a domnului Boc, pentru că mai a făcut-o chiar înainte de începerea campaniei interne. Nu am nimic de comentat pe tema asta. Am și spus-o și cu altă ocazie, indiscutabil are merite deosebite tot ceea ce înseamnă câștigarea de ora primăriei, a președinției. Nu noi l-am făcut eu, primar sau șef de stat. Sigur, pe de altă parte, și echipa contează extrem de mult. Cu toate că bătălia pentru șefia PDL-ului abia a început, Vasile Blaga se vede deja președintele partidului. Totuși, dacă nu va ieși învingător, acesta a dat asigurări că va rămâne în continuare în partid, alături de echipa care l-a susținut în toată perioada campaniei.